Victorie mare a României în fața Rusiei la handbal în preliminariile campionatului european. Naționala României de handbal feminin a câștigat duminică seara meciul împotriva naționalei Rusiei cu 26-25. Pentru România au marcat Buceschi 6 goluri, Dragut 4, Neagu 4, Kiper 4, Pintea 3, Beceanu 2, Oltean 1, Udr subliniere Toi 1, Florica 1. În cealalt partid din grup, Austria a dispus, sâmte, pe teren propriu, de echipa Portugaliei, cu scorul de 29-24. După 4 etape, clasamentul grupei a 4-a este următorul: 1. România 6 puncte, 2. Austria 6, 3. Rusia 4, 4. Portugalia 0. În primele 3 partide din grupa a 4-a, tricolorele antrenate de Ambros Martin au obținut rezultatele 36-25 cu Austria, 32-16 cu Portugalia sublinierei 25-30 cu Rusia, relatează News. În ultimele 2 meciuri din grup, România va întâlni Austria, în deplasare, 31 mai. Sublinierei Portugalia, pe teren propriu, 3 iunie. Primele 2 clasate din cele subliniere apte grupe preliminare sublinierei o echipă de pe locul 3 cu cea mai bună linie de clasament se vor califica la turneul final campionatului european, programat în Franța, între 29 noiembrie 16 decembrie 2018. La ultima ediție a campionatului european, în 2016, România s-a clasat pe locul 5, titlul continental revenind Norvegiei.